Inițiativa prevede oferirea de sprijin financiar unităților de cult pentru a furniza servicii de asistență socială. De acestea vor beneficia persoanele cu dizabilități care nu se pot întreține singure, familiile sărace care nu au acces la servicii de asistență medicală și nu sunt cuprinse în sistemul de protecție socială a statului. E un proiect de cofinanțare care biserica vine cu minimum 20% din susținerea financiară a acestui proiect, iar statul asigură finanțarea pentru completare. În afară de faptul că încurajăm pe această cale unitățile de cult să-și urmeze misiunea socială pe care biserica o are în societate, aceea de a ajuta oamenii, oferim și un sprijin statului. În Mehedin se află în construcție un centru pentru bătrâni în localitatea Balta. Prin acest proiect de lege, dacă va fi aprobat, cu siguranță biserica se va implica și mai mult, va avea resursele financiare, având deja resursa umană, va avea, așa cum ziceam, o resursă financiară mult mai substanțială pentru a se implica mai mult în ajutorarea seminilor. Statul poate contribui cu până la 80% din banii necesari proiectelor de asistență socială. Restul de 20% va fi acoperit de către biserică prin donații și sponsorizări. Credincioșii severineni privesc cu ochi buni inițiativa legislativă. Eu am credință, am credință, mă duc la biserici, am dat și bani. Credința, normal, că face parte din creștere, educație. Deci nu putem să spunem că nu avem nevoie de lăcașe de cult. Avem nevoie de lăcașe de cult. Dar atunci când trebuie atunci când îți permite buzunarul, cum ar veni. Deci orice investiție o faci atunci când îți permite, când ești din plus. Autoritățile administrațiilor locale pot deveni parteneri în proiecte. Ele pot pune la dispoziție terenuri, clădiri și anumite sume de bani necesare derulării acțiunilor finanțate.